Bună și bine v-am regăsit! Așa cum am promis, am revenit cu impresii despre noul parfum de la Theodorus Kalotinis, care se numește Lemon Tart. Da, este un parfum gurmand, este un parfum pe care l-am cumpărat blind, fără să mă gândesc o secundă înainte, dacă o să-mi placă sau nu, sau nu. Cum am văzut informațiile despre acest parfum direct, am vorbit cu băiatul care aduce parfumurile acestea la noi și l-am primit destul de repede. Lemon Tart este un parfum gurmand, cu adevărat gurmand, și este inspirat din tarta cu lămâie tradițională. Avem ca și note. Haideți să vorbim puțin despre acorduri. Avem așa, vanilie, dulce pudrat, și ca și note avem tartă sau crusta, vanilie, frișcă, lămâie, unt, zahăr și zeamă de lămâie. Ei bine, după cum vedeți, notele este pur și simplu o rețetă de prăjitură, o rețetă de tartă cu lămâie. Cam asta îți spune din note. Acum vreau să vi-l descriu cât mai bine, să înțelegeți, sau, nu știu, poate vreți să nu-l cumpărați blind și nici nu știu, să vă recomand, să nu vă recomand, mai bine vi-l descriu și apoi voi decideți dacă vi-l cumpărați blind sau nu. Este un parfum gurmand, cu adevărat gurmand. Aici nu avem flori cu frișcă sau nu avem flori caramel, deci este pur și simplu gurmand. Este prăjitură. Dacă vrei să miroși ca o prăjitură, parfumul acesta este pentru tine. Dacă vrei să miroși a parfum, trebuie să te mai gândești puțin sau să-l testezi. Și haide să încerc să vi-l explic cât mai bine. O să-l dau pe piele pentru că nu m-am dat cu nimic, de fapt m-am dat cu el. Și am vrut să nu mă dau cu altceva, să pot să-l simt cât mai bine. La prima pulverizare, când l-am pulverizat prima dată, am simțit crusta aceea. Am simțit unt și acum, după ce m-am obișnuit deja cu mirosul lui și l-am purtat de vreo câteva ori, când îl pulverizez, miroase a unt. Miroase a biscuiți cu unt sau a crusta aceea de la tartă cu unt, proaspăt scoasă din cuptor. Deci, este o nebunie de parfum care te duce cu gândul la tarta cu lămâie. Dacă nu ați încercat acea tartă cu lămâie, puteți să vă gândiți la, poate la albă ca zăpada, niște prăjituri de la noi, zic așa. Sau, ce prăjituri mai sunt cu lămâie? Tartele alea mici, așa rotunde, de la market, pe care le găsim sau în cofetării, și au o cremă. O cremă cu vanilie, dar aici avem și ceva lămâie. Și asta avem și în acest parfum. Avem crusta sau tarta, acel biscuite crocant, onctuos, cu unt. Deci este este o tartă cu unt și avem umplutura. Ei bine, această umplutură este o cremă cu vanilie și lămâie. Se simte la un moment dat lămâia. Oricum, tarta aceasta nu este o prăjitură prea dulce, deci nu este un desert foarte dulce, este ușor acidulată. Se simte lămâia, dar lămâia nu se simte naturală, se simte prăjitura cu lămâie și are cumva nuanțe de lămâie, cumva zeamă de lămâie. Este un parfum foarte frumos, per total. Este un parfum foarte frumos, miroase foarte bine și dacă voi cunoașteți de la Kalotinis vanila, eu în acea vanila simțeam izul acesta onctuos, pe care îl simt și aici, dar acesta este mai frumos decât vanila. Este mult mai frumos și mult mai rotund, mai pufos. Chiar asta voiam să vă zic despre crema pe care, deci, este fotorealistic. Când miroși acest parfum, vezi în fața ochilor
tarta aceea cu lămâie. Cred că și dacă nu ai mâncat-o, o să o vezi. Deci este foarte realistic mirosul, foarte frumos, se simte tarta, se simte biscuitele, se simte crema, se simte vanilia, crema cu lămâie și nuanțele acelea de lămâie foarte ușoare, așa. Nu este un parfum citric sau... Mă întreba cineva dacă seamănă cu lira. Se duce puțin în zona aia la modul că și acolo este o prăjiturică cu un pic de lămâie, dar eu, sinceră să fiu, nu pot să zic că seamănă cu altceva. Eu, din ce am testat până acum, nu mi se pare că seamănă cu altceva. Și voiam să vorbim puțin despre crema care se simte în acest parfum. Este o cremă foarte fină, o cremă delicioasă, dulce, dar nu prea dulce. Nu este un parfum prea dulce, dar este un parfum foarte intens, aerat în același timp, dar și cremos în același timp și onctuos. Referitor la persistență, că probabil vă interesează și asta, eu l-am purtat într-o zi doar pe el, dar vreau să mai revin cu update asupra persistenței. Nu vă faceți griji, nu este genul acela de parfum care dispare imediat, nu este nici genul acela de parfum pe care îl simți două zile pe tine. Este un parfum intens, dar vă spuneam că această cremă este destul de aerată, este cumva cremoasă, aerată, are și nuanțele astea de lămâie. Deci, imaginea acestui parfum este cam următoarea. Stai la o terasă, vara, și mănânci o tartă cu lămâie, bei o cafea, un cafe la te, un frappe și ce să zic, este un parfum care te bine dispune, un parfum care îți face poftă de dulce, deci dacă îți face poftă de prăjituri instant, și este un parfum gurmand cu adevărat. Deci, v-am zis, este, când miroși parfumul acesta, direct vezi acea tartă cu lămâie. Este delicios, este un parfum care îți lasă gura apă și am promis în comentarii că o să vin cu câteva informații despre parfumurile pe care eu le-am mai testat de la Calotinis și acum pot să vă spun că cele două preferate ale mele sunt următoarele: Lemon Tart și Cafe Addict. Însă nu am testat Velvet Chocolate, cel care mă tentează de la Calotinis. În rest, până acum nu pot să zic că aș vrea să cumpăr ceva, pentru că dacă îmi plăcea ceva foarte mult, eu am mai testat și alte parfumuri de la Calotinis, îmi cumpăram, dar până acum nu pot să zic că este un parfum de la Calotinis pe care eu vreau să-l cumpăr. O să testez zilele viitoare și Velvet Chocolate și o să revin cu impresii, dar preferatele mele sunt Lemon Tart și Cafe Addict. Cafe Addict este la fel, un parfum foarte frumos, eu îl văd mai potrivit în perioada rece. Acolo simt cafeaua, o simt ca pe o cremă din aceea care se pune pe ecleruri, ecleruri, înțelegeți ce vreau să spun? Deci mă duce cu gândul la acele eclere cu nes. Deci mă duce cu gândul mai mult la un nes, este un foarte zaharicios, așa, când se usucă, îmi place foarte mult Cafe Addict când se usucă, este așa zaharicios, vanilat, spicy, cald, este minunat parfumul acela și dacă vreți un parfum cu cafea, vi-l super recomand. Apoi, mi-a mai plăcut dintre florale, mi-a plăcut Gardenia, dar trebuie să știți că floralele lui Calotinis sunt foarte puternice, sunt foarte tari. Gardenia este și ea la fel, floralele sunt foarte strong și nu mi-aș cumpăra Gardenia, chiar dacă mi s-a părut ok, dar dacă voi căutați parfumuri florale foarte strong, așa foarte puternice, testați-le. Gardenia, da, un parfum floral, cremos așa, mi-a plăcut. Apoi nu mi-a plăcut Lily, deci de nicio culoare, și Plumeria pe care l-am avut. Plumeria, pot să zic că a fost parfumul cel mai
Parfumul care nu mi-a plăcut deloc de la Calotinis și ce-am mai testat eu, Vanilla. Vanilla iar este unul foarte frumos, miroase și acela cumva con de înghețată. L-am avut, a plecat mai departe, dar pot să zic că dacă vreți ceva vanilat, vă recomand Lemon Tart și nu Vanilla neapărat. Știu că este și Vanilla foarte iubit. Mie mi s-a părut că seamănă cu Cheirosa, Cheirosa de la Sol de Janeiro, cu Cheirosa 71, parcă așa. Seamănă, este în direcția aceea. Dar parcă îmi place mai mult Cheirosa, ca să înțelegeți. Deci am rămas cu Cheirosa, a plecat Vanilla. Ok, ce-am mai testat? Am mai testat eu niște florale, mai am un video despre parfumurile lui Calotinis pe care îl caut și vi-l pun în descrierea acestui clip și cam atât. Momentan nu mă interesează nimic de la Calotinis decât Velvet Chocolate și mă interesează ce scoate pe viitor. Dar Lemon Tart, nu știu pe care să-l aleg între Lemon Tart și Coffee Addict. Pe Lemon Tart îl văd un parfum versatil pe care eu l-aș purta tot anul, chiar dacă este un gurmand, nu este prea dulce, pentru că nici tarta aceasta cu lămâie nu este prea dulce, deci nu este o tartă super, super dulce. Este o tartă răcoritoare de vară, așa o văd eu, bine, la fel, este și acea tartă versatilă, adică poți să mănânci prăjitură oricând ai tu chef, prăjitura cu lămâie. Ce voiam eu să vă mai zic despre el, dar pe Coffee Addict cumva îl duc în perioada mai rece, pentru că se îndulcește destul de mult în uscare și eu deja l-am băgat la dulapul cu parfumuri de iarnă. Vă tot ameninț că vin cu clipul acela în care vă arăt ce parfumuri am scos și mi-am pus în dulapul meu cu parfumuri pe care le port și urmează să le port, dar vine și el, promit. Lemon Tart este mai versatil. Eu l-aș purta tot anul, este un parfum cu adevărat gurmand, miroase fix ca o tartă, se simte untul, se simte crema. Ce să zic, dacă vrei să miroși ca o tartă umblătoare, îți recomand Lemon Tart. Știu că sunt foarte mulți iubitori de gurmande, puteți să vă duceți cu gândul și la un tort, un tort cu lămâie, puteți să vă duceți cu gândul la... Știu cum mai este tarta aceea cu lămâie pe care se pune bezea. Deci este un parfum gurmand, dulce, dar nu foarte dulce. Un pic răcoritor, vreau să văd cum... Deci se usucă prăjituros. Exact. Cum miroși o tartă, așa miroase parfumul acesta. Cred că m-am făcut înțeleasă, sper eu. Din punctul meu de vedere este un parfum care merită atenție, mai ales dacă vă plac parfumurile gurmande și dacă le iubiți, trebuie neapărat, neapărat să-l aveți. Eu una nu am mai întâlnit un parfum care să fie așa. M-a mai întrebat cineva dacă miroase ca Lolita Land sau dacă se duce în zona lui, însă nu, pentru că Lolita Land, în Lolita Land se simte un aluat crud. Aici avem un parfum fluffy, este un parfum pufos, o cremă pufoasă, o cremă aerată, este mai mult o cremă pentru că crusta se simte la început. Sau, da, puteți să vă imaginați crusta ca pe un biscuite cu unt, ați văzut că atunci când este lăsat la frigider, acela se înmoaie, deci nu este sfărâmicios. Este diferit. Eu zic că este diferit de tot ce am testat până acum și cu asta, pasta, nici nu știu, dacă mai aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii și vă mai povestesc despre el. V-am zis despre persistență, o să revin cu impresii. Eu când am dat primele pufuri în cameră, chiar m-a întrebat fetița mea cu ce ai dat, că s-au miroase peste tot. Și da, umple camera, deci când îl folosești, este un parfum care umple camera. Este un parfum pe care cred că 3 ore îl simt intens și chiar am exagerat data trecută cu pufurile și la un moment dat mă simțeam prea puternic, adică trebuie avut grijă. Deci este un parfum intens,
Iar cu persistența o să revin cu update, pentru că vreau să fiu sigură, nu prea sunt eu genul care numără orele, să văd cât mă ține un parfum, cât îl simt pe mine. Eu la 5 ore, să zic așa, îl reaplic și asta e, cam așa, pentru că vreau să-i simt din nou acea intensitate, nu stau să mă chinui să simt puțin sau să rămână la nivelul pielii, adică eu aplic, reaplic parfumurile. Este un parfum frumos, este intens, este bun, este gurmand, este delicios și chiar vi-l recomand dacă vă plac parfumurile gurmande. Bineînțeles că eu vă recomand să le testați, dar dacă sunteți și voi ca mine și vă place să cumpărați blind, go for it! Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept întrebările, dacă aveți întrebări, în comentarii, pe mine mă găsiți și pe Instagram. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o zi minunată, v-am pupat! Pa, pa!